pe la nava maritimă pentru scafandre Grigore Antipa, comandanțele 6 și comandantul direct al celor doi colegi care, din păcate, aseară au pierit în accidentul aviatic pe raza regiunii Dobrogea. Spuneți-ne despre ei puțin, cum erau ca oameni sau dacă i-ați văzut ieri, în ultima zi, cum erau? Pot să vă zic că erau niște colegi și pot să-mi permit chiar prieteni desăvârșiți. Au avut foarte multe misiuni cu ei împreună, am avut foarte multe operațiuni de tăiere subacvatică, de ranfloarea unor epave, foarte multe misiuni de risc, dar noi am transformat cumva riscul acesta într-o pasiune. Am lăsat deoparte nevoile, poate personale, pentru a ne putea îndeplini misiunile și pentru a duce la capăt, pentru a avea mândria aceasta de a continua și de a raporta la urmă misiunea îndeplinită. Când v-ați întâlnit cu ei ultima oară? Ieri, alaltăieri? Ultima dată m-am întâlnit vineri cu ei. Luni am fost prezent în unitate, dar au plecat de dimineață cu mașina armatei să ia serviciu cât mai repede în primire. Aseară ei erau specializați în căutare. De ce au fost parte din echipaj? Ei sunt certificați de către Ținutul de Scafandri ca și scafandri salvatori. De asta am avut misiunea acolo, pentru a interveni în cazul unui accident aviatic la bordul unui elicopter IRE Puma. Asta era misiunea pe care am primit-o, de asta se aflau acolo, certificarea o aveau oferită de centru. Ne povestește vom despre ei. Bună ziua, mă numesc Caporal Precup Gabriel, scafandru salvator, în cadrul unității 2021. În primul rând vreau să transmit familiilor implicate în această tragedie, tuturor celor 8 familii, condoleanțe. Îmi pare nespus de rău. Întâmplarea a fost ca cei doi care au murit ieri din cadrul unității noastre să mă schimbe pe mine și pe încă un coleg de-al meu. Noi am văzut ultimii din cadrul unității. Ce să vă spun? Erau niște, în primul rând, camarazii noștri, prietenii noștri, colegii noștri și pe deasupra erau și frații noștri. Ieri de dimineață când ne-au schimbat, nimic nu anunța o asemenea tragedie. A fost ceva de neimaginat când am văzut prima oară la știri această treabă, nu ne venea să credem. Am sperat, am mers până acolo, am sperat ca să nu fie ei. Nenorocirea a făcut ca printre cei decedați să fie colegii noștri. Puteți oricând să fiți dumneavoastră? Categoric, păi eu ieri am ieșit din tură, ieri dimineața am ieșit din tură, eu sau orice alt coleg al meu puteam să fim în locul lor. Ar fi trebuit ei să intervină în cazul în care ar fi ajuns la aeronava MiG? Dacă accidentul s-ar fi desfășurat pe mare, scafandrii salvatori ar trebui să facă o incursiune prin SLE, salt, din elicopter, să identifice victima, să o agațe în cârlic sau să-i pună sau cu targă sau cu un coș și să o troliem, să o ridicăm. Pe uscat e aceeași procedură. Coborâm, depinde prin ce metod, cum ne lasă elicopterul și recuperăm victima. Vă întreb și pe dumneavoastră, aparatele de zbor au o vechime pe care toată lumea știe? Toată lumea o știe, da. Avem o meserie frumoasă, dar riscantă. Cum v-a spus și domn comandant, acestea sunt riscurile meseriei, ne le asumăm, se întâmplă să ne întoarcem de fiecare dată, aproape de fiecare dată acasă, dar există și excepții ca cea de aseară, nefericită, nenorocită. Care sunt? De mult cu ei? Categoric, sunt colegii mei din 2010. Aici am trăit și bucurii și nenorociri, alte, s-au întâmplat și alte nenorociri. Încercăm să mergem înainte. E prima dată când pierdeți doi camarazi? E prima dată când pierd doi camarazi atât de apropiați. Cel puțin Vlad Carp, domnul maestru militar Carp Vlad, era ca și fratele meu. Era un prieten foarte apropiat, lângă coleg. Un om extraordinar. Da. Nu știu dacă e cazul să spun acum, avea o vorbă săracule. Mereu avea vorba asta săracule și întâmplător a trăit sărac, a murit sărac, exact ca noi, care ne facem datoria, încercăm să servim patria în cinstea lui. Și Sergiu, porecla lui era succesivă. Era un scafandru dedicat care intra de fiecare dată, intra în apă și făcea datoria, chiar dacă încă o dată venea rândul lui sau peste rând. Doi băieți extraordinari. Mulțumim mult.